Salutare, dragi prieteni pescari, și bine ați venit pe canalul nostru de pescuit gigant fiștim. După ce am făcut două partide de pescuit la cort pe brațul Sfântul Gheorghe și brațul Chilia, astăzi a venit rândul brațului Sulina. Și m-am apucat să-l momesc. Am omit și mai sus. Dau și aici bile. Omirea îi fac cu bilele de la Decathlon de căpșună. Dar ce trăsătură frumoasă. E prima trăsătură. Un crab frumos. Cum e, Marcele, cu somnul? A plecat Marian. S-a dus la locul lui unde trebuia să-și facă meseria. Eu am scos lanseta pentru pește mare somn, am pus o râmă, am rupt-o mai multe bucăți și m-am dus acolo. Am așteptat, să zic așa, mai mult de 2-3 minute și a început să tragă. M-am dus repede, îndoia lanseta până în apă aproape, am pus-o aici, am tras și dai și dai și dai, când am ajuns la mal, s-a rupt cărligul și a fugit. Aude așa o căpățână de somn, cred că era mare, cam un metru și ceva, și s-a dus în lume, că nu mai știu, mă doare capul din nervi. mă doare capul din nervi, fraților. Doamne, ce, n-am văzut așa. Eu nu sunt pescar, dar văd că am noroc la pește. Martire, dar așa, animal mare de somn, eu am zis că e rechin. Zic, băi, o fi venit din mare. Când ne-am văzut așa, gura mare și mustățile cât degetul meu, vă spun ce spui, că mă cam speria. Zic, băi, o fi rechin, dragule. Și deodată a rupt cârligul, a îndoit și a rupt și reloanele și s-a dus în lumea lui. Când mă doare cap, am mai băut o cană de cafea din nervi. Dar te-ai speriat că l-ai văzut, Marcele? Ce vorbești, mă, frate, o căpățână așa mare, mai mare ca la câinii tăi. Așa, că are doi dulăi mari din aia bucovineni, ca cu o gură atâta, dar ăsta atâta avea gura de mare. Și în sfârșit, m-a luat din somn acest crap superb. Ia uita, și prima trăsătură. Hai, Marcele, cu ăla. Oh, dar ce frumos e ăsta. Mamă, dar ce trăsătură. Este. E frumos. E frumos. Ce că am la locul cel mai bun. Ia uite trăsătură. Wow, ia uite ce frumos e.